Ziua Jandarmeriei a fost marcată printr-o serie întreagă de activități organizate la Iulius Mall Suceava. Expoziția de tehnică militară a avut o mare priză la public, cu toate că unele dintre armele de foc aveau și 40 de ani vechime. Deci ăsta este aruncătorul AG-7. Bănesc că îl știți din armată. Este folosit și pentru distrugerea inamicului, în speție chiar și pentru tancuri. Sau are două variante. Varianta de ochire clasică, care o știți aici, sau varianta de ochire prin aparatul ăsta de ochire optic. Da, înălțător optic, da. Și aici, dacă ați tras cu el, puteți să vă uitați. Să vedeți cum e cu linia de ochire prin asta. Deci, numai îl îndreptăm nu către persoane, un pic mai în plan. Da? Și deci se poate lua linia de ochire atât prin alea clasice, cum avem noi, cât și dacă ne uităm aici. O să vedeți acolo o cifră 2,7, aia e considerată o cifră de reper al tancului, 2,7 metri. Da. Și în funcție de aia se face corecția, în funcție de distanța inamicului. Din ce an este modelul? Deci modelul este din 1979, ăsta. Stați un pic, nu mai. Și este folosit, v-am spus, pentru nimicirea blindatelor inamicului. În momentul de față, armele sunt în conformitate cu normativele în vigoare, nu sunt impedimente în folosirea acestora și nu are nicio relevanță în utilizarea lor. Ca în fiecare an, la ceas de sărbătoare, jandarmii au făcut exerciții demonstrative de apărare. Nici câinii dresați nu au lipsit de la evenimente. Partenerii de bază ai jandarmilor și-au demonstrat din nou curajul. Jandarmul Mulțelător Special pentru verificarea datelor. Persoana care vinde poate ieși la câinele, încearcă să vină. Nu va reuși. Vedeți cum câinele a ajuns și l-a reținut. De asemenea, publicul a asistat la un exercițiu de extragere dintr-un autoturism a unor infractori. Acesta este modul de abordare în momentul în care avem informația că sunt înarmat cu arme de foc. Bineînțeles că nu coincide cu o interceptare, că nu avem amenințare din partea persoanei. Acum se face extragerea persoanei din autovehicul. Va fi încătușată. Exercițiile au fost pe placul copiilor și tinerilor. Unii dintre ei ne-au spus că niciodată nu au pus mâna pe o armă și că demonstrațiile jandarmilor i-au convins să aleagă o carieră militară. Ai vizitat expoziția? Da. Până acum ai mai văzut așa ceva? Da, am mai fost și în anii trecuți. Și de ce ai venit și anul acesta? Sper să vezi ceva nou? Da. Îți place? Da. Ți-ar plăcea să devii jandarm? Sigur că da. Astăzi, jandarmeria română împlinește 166 de ani de la înființare. Având în vedere această sărbătoare, am considerat oportun de a intra în contact într-un mod mai lejer cu cetățenii și cu populația județului. Mai mult decât atât, ca urmare a acestei sărbători, noi am considerat oportun să organizăm un nou exercițiu demonstrativ cu cadrele grupei de acțiuni speciale din cadrul tașentului mobil. Pe 3 aprilie 2016, Jandarmeria Română a împlinit 166 de ani de la înființare.